Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Rugăciunea aduce pace. În acest pasaj, apostolul Pavel nu spune roagă-te și îngrijorează-te. Dimpotrivă, el spune roagă-te și nu te îngrijora de nimic. De ce să ne rugăm și să nu ne mai îngrijorăm? Pentru că rugăciunea este modul prin care ne lăsăm grijile în mâna Domnului. Rugăciunea deschide ușa ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră și a celor de lângă noi. Când diavolul încearcă să ne umple de îngrijorare, putem să-i întoarcem spatele și să predăm acea povară lui Dumnezeu. Dar fiți atenți! Dacă începem să ne rugăm pentru o anumită problemă, iar apoi continuăm să ne îngrijorăm în legătură cu ea, facem un amestec neproductiv. Rugăciunea și îngrijorarea nu pot coexista, așa că dacă le amestecăm, nu rezolvăm nimic. Rugăciunea este o armă a binelui. Îngrijorarea este o armă a răului. Domnul mi-a arătat de ce mulți oameni nu au nicio putere spirituală. Pentru că obiceiul bun al rugăciunii este anulat de obiceiul rău al îngrijorării. Cât timp ne îngrijorăm, arătăm că, de fapt, nu avem încredere totală în Dumnezeu. Doar prin încredere și siguranță în El putem intra în odihna Lui și ne putem bucura de acea pace care întrece orice pricepere. Poți alege acum să lași toate grijile tale în mâna Domnului și să începi să ai încredere în El știind că îți va purta de grijă.